Apropo de cântarea din biserică, care ar trebui să-L aibă pe Iisus Hristos în centru ei, am citit un articol al unui pastor care scria el despre cântecul cu cântec din biserică. Spunea că și în vremea noastră sunt câteva neadevăruri care încă sunt crezute la nivel de biserici și sunt promovat cu privire la muzica bisericească care nu-L are în centrul ei pe Iisus Hristos. Vreau să vă amintesc aceste câteva neadevăruri care sunt atât de populare și au atâta priză chiar și în vremea în care noi trăim și oamenii au uitat că în centrul muzicii lor ar trebui să fie Iisus Hristos. Un prim neadevăr e faptul că încă sunt oameni care promovează următoarea învățătură: cântarea, cu cât e mai veche, cu atâta e mai spiritual. Fals. Greșit. O cântare nu înseamnă neapărat că dacă e veche, e și spiritual. Cum la fel de bine dacă o cântare e nouă, nu e nicio garanție că e spiritual. Zice, dacă cu cât e mai veche, e mai spiritual. Eu știu ce vreau să spun în seara asta. Domnul Iisus Hristos îi plac și cântările noi. De altfel, în Psalmul 96, versetul 1 zice așa: cântați Domnului o cântare, o cântare nouă. Apoi o altă învățătură falsă despre muzica bisericească, muzica creștină, care nu-L are în centrul ei pe Iisus Hristos. Sunt unii care vin și spun, cu cât e mai modernă cântarea, cu atâta e mai acceptat. Foarte greșit. Cântarea nu-i mai acceptată doar din simplu motiv că e mai modernă, că a fost compusă săptămâna trecută și n-a fost compusă acum 50 de ani. Nu! Nu ăsta e motivul ca o cântare să fie acceptată. Știți că ea, cântarea lui Dumnezeu, cântarea duhovnicească, spiritual, ea nu se învechește. Noi ne învechim odată cu trecerea anilor. Hainele de pe noi se învechez, mașina care o conducem, dar cântarea dedicată pentru Iisus Hristos nu se învechește. Am să vă amintesc în această seară cine sunt biruitorii fiare și a numărului ei și cei care vor cânta o cântare în cer într-o anumită zi. E relatat în Apocalipsa 15:3. Acolo în cer, în glorie, se va cânta cântarea lui Moise. Observați? Noi zicem, e de mult cântarea asta. Sunt sute și mii de ani de atunci. Dar cântarea asta are valoare și se va cânta înaintea Mielului din ceruri, în fața lui Iisus Hristos. Apoi vin alții și spun o altă învățătură greșită despre cântarea care nu-L are în centru pe Iisus Hristos. Vin și spun, muzica în biserică e cenușărească. Muzica e un fel de umplutor. Foarte greșit și lucrul acesta. Deci știți că muzica în biserică, cântarea de laudă, ar trebui să fie forța închinării. Ar trebui să ne pregătească inimile pentru vestirea Cuvântului Sfânt. Cântarea în adunare ar trebui să te înalțe către cer, să te desprindă de ceea ce e pământesc și trecător. Cântarea, cum zicea cineva, nu e pauza dintre reclamă. Știți că se dă câteodată publicitate la radio sau la TV, că oamenii nu mai au de spus nimic sau mai fac și ei câte o pauză să se mai relaxeze. Cântarea nu e pauza de reclamă și de publicitate în biserică. Cântarea ar trebui să fie forța părtășiei noastre, care să ne conducă în prezența lui Iisus Hristos. Apoi am auzit o altă învățătură greșită. Oameni care zic, cântarea în biserică ar trebui să aibă un singur stil. Trebuie să cântăm într-un singur fel, un singur stil. Ei, dați-mi voie să vă spun că și asta e greșit, din cel puțin două puncte de vedere. În primul rând, noi suntem oameni care avem gusturi diferite. Nu ne-am îmbrăcat toți în seara asta la fel, pe aceeași culoare și cu aceeași sinută, de aceeași marcă. Când îți spune nevasta ciorba acasă în farfurie, s-ar putea ție să-ți placă de numai și același fel de ciorbă ei să nu-i placă. Pentru că în viață avem și gusturi diferite. Și greșit să spui că do major e creștin și do minor e necreștin. Do e doar do. La fel e și sol, la fel e și la, la fel e orice altceva din domeniul acesta. Nu există do creștin și do necreștin. Există numai do, sol, la, si și așa mai departe. Pentru că, dragilor, nu doar că avem gusturi diferite, nu aici e problema. Implicarea ar fi infimă, ar fi mult mai mică dacă ar fi doar un stil de cântare.
în biserică. N-ar mai trebui să venim atâta la repetiții, atâta strădanie, atâta transpirație, să-ți lași copiii acasă, să vii repede de la serviciu, să faci un duș, să te pregătești să vii că e repetiție de cor, că trebuie să repete grupul de laudă, că duminica Iisus Hristos trebuie cinstit și pus în centru închinării. Așa că să nu ne culcăm pe ureche că un singur stil de muzică trebuie cântat. Știți că și la ora actuală încă sunt biserici și în România. Biserici în care nu se cântă cu niciun instrument. Să nu mai vorbim de negativ. Dar nu-i treaba noastră în seara asta. Nu vreau să spun nici într-un fel, nici în alt despre oamenii aceștia. Însă ce mă tem eu e că Iisus Hristos nu mai e în centru muzicilor. Oameni apoi care au ajuns să spună o altă învățătură greșită. Și că la biserică ar trebui să cânte numai muzicieni. Acum, dumneavoastră, cred că faceți diferența între un muzician și un muzicant. Muzicant nu-i totuna cu muzician. E adevărat, ar fi indicat în biserică să avem cât mai mulți muzicieni. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută și de calitate și la înălțime. Însă nu ne putem culca pe ureche crezând și această teorie greșită. Că în biserică trebuie să cânte numai muzicieni. Și ce spune Biblia în care noi citim? Tot ce are suflare, ce să facă? E scris în Psalmul 150, versetul 6. Să laude pe Domnul. Pentru că, dragilor, biserica nu e un loc de etalare. Biserica lui Iisus Hristos e un loc de slujire. Biserica Domnului Iisus Hristos e un loc pentru slujire. Aici, dragilor, nu venim să ne etalăm noi. Că am mai auzit și povești de felul următor. Dar de ce mai tot puneți pe sora cutare să cânte sau pe fratele cutare? Dar nu vedeți că se bâlbuie, nu vedeți că abia leagă cuvintele, nu știe ce să spun? Dar dumneata te uiți la starea de sănătate a persoanei respective, la bătrâneți, la experiențele prin care cineva a trecut în viață. Că așa am zis și eu într-o împrejurare, când eram undeva într-o adunare, toată biserica s-a plecat pe genunchi la rugăciune și un tânăr undeva la 30 de ani a stat pe bancă și de acolo se ruga. Și așa l-am compătimit în mintea mea și l-am judecat pe tot timpul slujbei din ziua respectivă. La urmă m-am dus intenționat să dau mâna cu el. Și când am văzut, bietul de el abia se mișca pe picioarele lui. Atât de bolnav era. Fusese paralizat cu ceva timp înainte. Și acum își revenise puțin și abia se mișca. Și eu judecasem în mintea mea slabă. Apoi e o altă învățătură greșită despre muzica care nu l-are în centru ei pe Iisus Hristos. Sunt unii care zic că ar trebui să cântăm la biserică pe placul auditoriului. Greșit și asta. La biserică ar trebui să cântăm în beneficiul auditoriului. Adică cântarea care dumneata o cânți trebuie să aducă zidire, să fie spre creșterea spirituală a auditoriului. Aici nu-i spectacol. Aici e casa lui Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos. Aici noi nu venim să ne cântăm nouă, nici să ne încântăm pe noi. Aici venim să cântăm Domnul Iisus Hristos. Și ce bine a zis cineva într-o împrejurare. Vai de vremea în care unii vor ajunge să cânte pentru ei înșiși. Să cânte și să se încânte pe ei. Și să nu mai cânte pentru Iisus Hristos. Apostolul Pavel zicea într-o împrejurare, tot ce faceți, să faceți ca pentru, auziți, ca pentru Domnul.